și 11 Andrei Ciobanu. În timp ce cei de la Chindia vor merge pe terenul unei echipe de Liga a doua, dar care anul trecut s-a bătut pentru promovare și a fost în play-off-ul Ligii Secunde Csíkszereda. A început partida pe Daniel Popa, îl văd și pe Neguț, a urcat și doi fundași central, balonul în înalt pentru Celea și minge ajunge în brațele lui Ioani. Primul moment ceva mai periculos la poarta oaspeților. A trimis cu capul Michael Cantav. Vă spuneam, un jucător cu origini haitiene. Tată haitian, de fapt, și mamă franțuzoaic. Larie, colansare pentru Alexi Pitu. Pasă din prima, Ganea. Era într-un unghi și într-o poziție nu tocmai ușoare. A încercat de acolo, însă Ganea. A marcat un gol în acest sezon Ganea, împotriva lui Dinamo. Sare pentru Popa. Popa fură un balon în fața lui Chiță. Popa, gol! 1-0 pentru Chindia din minutul 40. Încă o dată faza. O centrare pentru Popa, nu foarte reușită. Chiță a lăsat mingea să cadă, s-a uitat la ea și apare Popa, care întinde crosa, piciorul stâng, și îl execută simplu pe fostul său coechipier, pe Ioani. Căpușă înalt, minge pentru Neguț! Bună parada lui Ioani în fața de carului Chindiei. N-a fost offside. Dusol l-a scos, nu, a fost bară. Ioani n-a atins acea minge. Era oricum pe șut. O ocazie bună pentru Popa, scapă atacantul, Popa! Oh, ce gol! 2-0! Finalizarea lui Popa este remarcabilă. În forță, precizie, de la distanță, l-a fixat pe portarul Ioani, pe fostul său coleg. Victorie pentru Chindia, nu se mai poate întâmpla nimic în această partidă. No, a bătut Hefte prea pe centru, iar aici se termină partida. Chindia, Farul Constanța, scor final 2-0. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.